Sunt într-un partid mic, ca Spartania 300, stăm în gura strâmtorii și suntem atacați de toată această gașcă. Prin ce? Prin Biroul Electoral Central. Primul atac. Fii atentă, doamna colegă jurnalistă. Deci, un lucru pe care trebuie să-l desfințăm imediat după ce ajungem unde trebuie, este ceva de o mizerie absolută. Bă, în comisia care numără și acreditează și dă buletinele pentru listele cu voturi, sunt partidele parlamentare. Normal. Ce e aici? A, partidul Diaspora Unită. Aoleu, ăștia sunt periculoși. Ce da, dar chiar vreau să vă întreb despre epopeea voturilor. Ce aveți, mă, de ce sunt periculoși? Păi sunt periculoși, bre, că au muncit pe brânci în Europa pentru Iohannis, au crezut cumva și în USR și nu știu ce, deci au posibilitatea de acțiune și de reacție imediată. Bă, dar tu care ai fost la Partidul Verde, la Partidul Verde nu s-a întâmplat nimic. Ăștia se duc în pădure, odată fluieră, se duc peste hoți peste tot, vin cu jandarmi. Adică sunt mai verzi decât micul meu partid fost de verde, da? Deci îi fac acțiuni civice pe Bușteni și pe Ciordeală, grupa mare. Dar, deci așa ceva, dar ziceți-mi de Nicoleta, așa ceva nu există nici în filmele lui, cu James Bond, cu dragi colegi. Bă, fii atent aici. Noi mergem cu 140.000, 130.000 de semnături. Cu oamenii zic, bă, cât ne trebuie? 200. 230. Ajung 230. N-am văzut partide pe stradă, n-am văzut strângându-se semnături. Ăștia au stat afară în ploaie și au strâns semnături, da? Băi, sigur că acum, nu știu cine a scris cu creionul chimic, altul cu carioca, nu știu ce. Biroul Electoral Central este o comisie braii. Adică, ce contează, mă, la voi? Contează? Pentru că erau acolo sute de fete și de băieți. Nu sunt toți angajați, de unde sunt aduși, nu știu. Dar ce contează? Domnul Călinescu, contează să dăm cu degetele așa pe hârtie și să simțim adânciturile de pix. A, deci cu stilou n-am voie. Nu cu pixul. Bine. Și ați dat așa, da, și 30.000 de semnături nu se bune. 30 de, adică au dat cu mâna pe. Deci, judecătorul din ziua aia, pentru că acum ai văzut și la Șoșoacă și nu știu, aveți timp până seara să vă completați documentația, da? Judecătorul a zis, cât aveți, mă? 240. Și a făcut proces verbal. Am primit 240 de semnături. El nu le numără, nu le pipăie. Și a zis, am primit 240 de semnături. După 6-7, veneau partidele toate, lăsau niște cutii de ghete pe acolo și plecau. Nu le-a numărat nimeni, nu le-a pipăit nimeni, mă, ca să n-o aburim. Care s-a lupt de toată lumea la birouașe, pipăiți hârtii. Nu aveți decât 192.000. Bine. Vă dăm în judecată. Dați-ne în judecată. I-am dat în judecată și am câștigat. De ce? Pentru că judecătoarea, mulțumim încă o dată și avocatul nostru, zice, avem un proces verbal că ați primit 240. Aoleu! Păi stați puțin! Câte ați sunt? 192. Unde sunt restul de 40-50? La sediu. Aduceți-le. Mă, Nicoleta, și au venit doi jandarmi, parcă băgau marfă la Lidl, așa, cu un cărucior, făcea și o roată, așa. Și împingeau toneta aia și zicea, cine sunteți voi? De la jandarmerie. Păi, de cu unde? Pe noi ne-a trăit. Și ce aveți acolo? Cutiile cu semnături. Păi văd niște saci de plastic negri. Așa ni s-a dat. Și ce aveți înăuntru? Ce ni s-a dat? Mă, ce le-ați dat? Restul de semnături ale Partidului Diaspora Unită. Desfaceți-le. Știi când te duci pe undeva unde n-are vârtej closetul și ești puțin sticat la burtă și vârtejul ăla tot face așa cu hârtiile alea și le fleșcăiește și iară le ridică. Dar ele nu se duc să dispară din viața ta. Mă, și-au scos niște hârtie igienică fleșcăită și au zis, astea sunt. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, sună la bec cu tare instanța, ce s-a întâmplat? Băi, uitați ce s-a întâmplat. Bă, tu îți dai seama. Zice, cutiile Partidului Diaspora Unită le-am pus într-un colț și peste noapte s-a spart o țeavă.
Și doar ale dumneavoastră. Și s-au inundat, da. Bă, judecătoarea a zis, bă, pup, e sâmbătă, dacă s-a spart o țeavă, astea sunt, nu se problema mai pot. Problema voastră, da. Da, nu se mai pot număra, deci este în favoarea, legea spune, este în favoarea celui... Trebuie să luăm publicitate. Celui păgubit, da? Repede, repede? Repede, repede. Că și n-am dat finalul. Și le dăm finalul și vorbim și despre cine face un pronostic, și anume că firea îi va lua partidul lui Ciolacu, bine, cu o condiție să câștige primăria capitală. Pronosticul este foarte simplu. 2 sau 4 de la noi ajung la Bruxelles, după care intrăm cu vreo 10% în Parlamentul României, după ce eu voi fi la Cotroceni. Mulțumesc Alianței că a făcut această mișcare, pentru că dacă eu ajung cu 2 luni înainte președintele României, cred că luăm jumate de Parlament. Revenim imediat. Iohannis era doar profesor de fizică, eu sunt scenarist de film. Și mi se fufie mie de PSD și de PNL. Problema finală. Deci am câștigat recursul împotriva acestui organism politizat 100% și coordonat de partide, da? Pentru că ele sunt în comisie. O aberație care trebuie să înceteze imediat, după care Becu a depus reclamație sau apel, cum se cheamă, și a pierdut și apelul. Că s-a și enervat judecătorul. A zis, bă, eu judec și voi veniți cu miștocărel de astea. Păi da, dar știți că nu știu ce. Și atunci avocatul nostru, domnul Alex Dumitrescu, care e genial la chestia asta, a zis, dar Becu n-are persoană juridică, n-are specialiști, ar trebui să facă Ministerul de Interne, să pipăie, să vadă dacă sunt semnături, dacă nu sunt. Am sugerat și eu că ar trebui atunci să amânăm alegerile, să numărăm toate sutele și miile de semnături. Înțelegeți? De exemplu, înțeleg că doamna Șoșoc a avut niște probleme cu semnăturile. Da, e bizar, pentru că dânsa a depus semnăturile pentru europarlamentare și a avut probleme cu semnăturile pentru capitale. De ce credeți asta? Nu știu. Încurcă niște jocuri la capitale și nu la europarlamentare? Nu, probabil e mai greu să strângi 20.000 de semnături în capitale decât 200.000 după țară și după Europa. Cred că da. Cred că da, după cum și eu cred că candidatura mea la Cotroceni este mai ușoară decât la europarlamentare și la parlamentare. Pentru că aici este vorba de o judecată simplă a cetățenilor și cu foarte multă emoție. Dar la momentul potrivit sper să mă mai invit și o să vorbim. Acum suntem în campania prezidențială, deși, iată, mi-am luat și o cadrulă, cămașa albă, sacou negru, ca Ciolacu, că și el e fără cravată. Cu cravată este Nea Nicu Ciucă. Cât te cheamă? Ciucă. Bine. Restul sunt pământ de flori. Cu mari șanse însă și Kelemen Hunor și George Simion. Și domnul, cu mânuța lui. Domnul Joana. Copilul, cum? Domnul Joana. Domnul Joana este cel mai periculos de luat în seamă, pentru că, să facem pe scurt ceea ce spune tot Traian Băsescu, un expozeu, românii mai nou născuți ar trebui să știe că este omul Washingtonului, al Moscovei și al lui Sorin Ovidiu Vântu. Punct. Ca să reiterăm puțină istorie. Nu cred că România are iar fanfaronat de asta. Sunt niște acuzații aduse atunci. Nu, nu sunt acuzații aduse atunci. Sunt lucruri clare. Omul a copilărit din America. Numai că marota asta... Dar e de bine să copilărești în America. Că te pune America, trebuie să stai bine. Ăștia cheltuie bani și resurse. N-are ce o treabă America cu România, cu Bulgaria. Ajungi președintele României, America zice felicitări, vină cu acest să-ți dictez câte ceva. Eu o să zic, n-am pixul la mine sau cu tare. Adică dumneavoastră sunteți de părerea domnului Traian Băsescu. Domnul Traian Băsescu a câștigat acele alegeri pe bune. Domnul Traian Băsescu a fost președinte 10 ani și știe multe lucruri, inclusiv despre ce vorbim acum. Domnul Traian Băsescu putea la Cotroceni dimineața să citească dosarul oricui. L-a citit, cred că, și pe al lui Coldea și al generalului celuilalt care... Mi s-a ridicat părul, nici nu știu de unde să mai zic, ca Floricica Dansatoare. Am văzut un film porno, m-a excitat și mi-a căzut părul din cap jos, drept în sus. Păi frate, v-am spus aici în emisiune sau pe alții invitați, este inadmisibil. Printre primele lucruri pe care o să le pun în operă este asta. Ofițerii de informații de orice fel ies la pensie, toată lumea va ieși la pensie după nomenclatorul general, 60 femeile, 60, în afară de meserii private, da? Ieși la pensie când vrei,
Adică te lași de serviciu când vrei sau dacă ți-ai plătit contribuțiile, ești tu o pensie. Cei care se atârnă de bugetul țării, ăștia iar au împrumutat vreo 10 miliarde în două săptămâni de euro, iar populația României se duce în obor să mănânce mici, dacă asta am înțeles eu bine, uh-huh, din opera voastră jurnalistică. Mă, dacă este adevărat chestia aia cu Coldea și cu nătărăul ălălalt, deci trebuie la Alcatraz. Deci eu spun asta. Ofițerii, cei din justiție,